Am văzut lumina în Zanzibar, tărâm înmiresmat ca florile de mai, cu țărmuri legănate pe brațe de ocean. Și cu morminte răsfirate în veșnic somn, cedea până povești din nopțile Șeherezadei. Cu cine vorbești? Cu tine! Și ți-am prăjit și un ficățel. L-am ascuns, altfel îl hăpăia la coma de Nelly. Nu știu, devorează tot de la o vreme, m-a speriat. Ce, să-ți închid geamul de la terasă? Nu. Tu cum te simți? Pe cum să mă simt? Foarte bine. Și tu? La fel, nu-așa? Dragul meu, tu muncești foarte mult ca să ne ții. Și noi poate te neglijăm sau nu suntem la înălțime. Știi, am fost ieri la cinema și am văzut un film cu doi soți. Așa ca noi. Fost ieri la cinema cu cine? Cu doamna Dumitrescu. Tot cu ființa aia. Stai foarte nostimă, să știi, și ea și soțul ei. Mai are și un frate. Pe doctorul Negrin ne-a așteptat la ieșire. Nu mă simt deloc bine. Ce este, draga mea? Ce s-a întâmplat? Cred că ar trebui să plec la mare. Crezi că marea este bună pentru... Mă simt foarte agitat. E bună în mare? Undeva unde să fie o întindere mare. Mare, un pustiu. De obicei, marea nu este bună pentru... Lasă-mă să plec, te rog, poate pentru ultima oară. Nu vorbi așa, te implor. Mă lași. Desigur, dacă vrei, iei pe toți cu tine. Îți mulțumesc. Ferește-te de cel care stăpânește arme tăioase și poartă ciuf din coadă de tigru, de cel ce stăpânește câine alb. O, tu, odrasla leoaicei cu părul scurt, tu, odrasla mea cu urechile scurte, odrasla leoaicei care înghite carne crudă, tu, înghițitor de carne, odrasla leoaicei cu nările înroșite de pradă, tu cu nările roșii însângerate. Carsten, tu nu bănuiești ce caută ei aici? Iau acolo o fermă care nu merge bine, probabil. De altfel, Blown a lăsat să se înțeleagă că a fost nevoit să călătorească cu clasa a doua. Da. Da, din păcate, cam asta cred că e realitatea. Dar să vină și ea. Tocmai ea, după ce te-a jignit așa de grav. Să mi-ai amintit de toate poveștile acelea. Au trecut. Cum să nu-mi amintesc, Carsten? Tocmai acum, Johan e totuși fratele meu. Dar nu asta mă preocupă, ci toate neplăcerile pe care o să le ai tu din cauza lor, din cauza venirii lor aici. Carsten, mi-e îngrozitor de frică. Tu crezi că Johan ar putea fi arestat acum pentru banii care i-au lipsit atunci mamei tale? Da, este prostie. Cine ar putea dovedi că banii au dispărut? Bine, da. Tot orașul știe, chiar tu spuneai. Eu n-am spus nimic! Și prin vuietul de valuri, prin mișcarea înalte ierbi, eu te fac să auzi în taină mersul cârdului de cerbi. Eu te văd răpit de farmec, cu mângâni, cu glas domol, în apei strălucire întinzând piciorul gol și privind în luna plină la văpaia de pe lacuri, anii tăi se par ca clipe dulci, se par ca veacuri.